Încă mai avem localități neasigurate cu echipamente de alarmare. Este vorba despre localitățile Bisoca, Brăiești, Cănești, Chiliile, Murgești, Năieni, Odăile, Pardoșii și Valea Salciei, care nu dețin încă echipamente de alarmare a populației. Șefii administrațiilor locale au promis că vor achiziționa aceste aparate. Numai că totul a rămas la fel. Sau, în unele cazuri, abia acum se organizează licitațiile de achiziție. În prezent, în dotarea celor 87 de localități din județul Buzău sunt instalate un număr de 134 de sirene și câteva centrale de alarmare a populației în caz de dezastre. La nivelul județului Buzău, în dotarea celor 87 de localități, dintre două municipii, trei orașe și 82 de comune, sunt instalate un număr de 134 de sirene, acestea fiind 110 electrice și 24 electronice. Din luna august a anului trecut, alarmele în caz de dezastru se aud în fiecare zi de miercuri din lună, între orele 10 și 11. Psihologii cred că aceste exerciții creează obișnuință care ne face să nu mai fim receptivi la un eventual pericol.